Zic să-i spunem Pepe curajosul, că după ce a zis Vârciu la ultima întâlnire în barul lui Pepe, mă mir că a avut curaj să-l mai cheme odată. Asta ce înseamnă că îl mai chem și pe Serghei Mizil încă o dată la bar? E reprogramat și Serghei Mizil. Vorbesc foarte serios. Nu, că nu mă las. Da, am înțeles. Practic ai redefinit TikTok-ul. Contează foarte mult să ai curaj. Dar de ce să dar ce curaj? Să faci înregistrat când poți să te faci de râs în direct? Da, pentru că noi, Pepe, numai pe unde n-am fost, nu ne-am făcut de râs. Nu uita de visa. Aia e, nici ești prins, nu ești prins corect dacă nu te faci de râs. Da, și dacă nu-ți pare rău a doua zi. Ca să ziua mondială a băuturii, ca să știi despre asta e vorba. Deci de asta l-am chemat pe Liviu. Doamne ferește. Auzi, îți propun ceva mai pe toamnă, să-l chem pe Serghei deodată cu Vârciu. Ce crezi? Era programat și mi-am dat seama când crezi că era el programat. Când? În Joia Mare. Am zis, nu, mai trec 2-3 săptămâni. Mulțumim tare mult, Pepe.